Bună și bine ați venit pe Tarot Ada. În această seară vreau să facem o etalare în iubire, să vedem care mai sunt energiile, ce se mai întâmplă, ce vine în viața voastră, la ce se gândește persoana cu care ești, pe care o manifesti. Haideți să vedem, dragilor. Energia persoanei la care voi vă gândiți, la care tu te gândești. În ce energie găsim această persoană? Începe să se descopere această persoană, să-și pună foarte multe întrebări. Să vedem aici cum sunteți. Și își va răspunde la multe întrebări voi. Recunoscători pentru o asemenea relație, doar că aici este ceva de fațadă, aici este o mască, cineva poartă o mască, ori voi, ori această persoană. Sau simțiți că această persoană ar purta o mască, doar că persoana este într-un moment în care își pune foarte multe întrebări. Între voi, perfecțiune și un destin. Între voi, multă frumusețe, doar că un impas. Nu sunteți împreună sau sunteți certați sau supărați unul pe celălalt. Amândoi vă gândiți că acest impas trebuie depășit. La capătul setului de cărți, misticism. Aici este un mister. Ori ați auzit ceva și credeți că persoana minte sau se îndepărtează de voi din anumite momente, ori aici se întâmplă ceva, ori ați spus ceva persoanei și persoana s-a îndepărtat puțin, persoana își pune foarte multe întrebări. Voi aici ați făcut un lucru care nu a fost în regulă sau care nu a făcut persoana să înțeleagă exact cum stă această situație, a creat un disconfort, a adus ori la o ceartă, ori la un impas. Între voi, perfecțiune și destin, un destin perfect. Doar că acum trebuie să acceptați o situație. Ori persoana, mai mult tind să cred că persoana trebuie să accepte ceva. Voi ați aflat un lucru și i-ați spus, dar acel lucru nu bate cu realitatea persoanei. Aici persoana este înțeleaptă, va ști să discearnă corect și va spune lucrurilor pe nume. Misticism, ceva se întâmplă. Aici voi, între voi, multe lucruri care trebuie să se afle. Frumos între voi aici, un destin perfect. Ce este între voi? Poate o distanță este între voi. Multă înțelepciune aici, finanțe care sunt blocate între voi. A ieșit întoars această carte și rugăciuni multe. Aici fiecare se roagă pentru cealaltă persoană. Voi vă rugați ca persoana să vină către voi, ea se roagă ca voi să vă duceți către ea. Amândouă persoanele se roagă pentru ca această relație să existe. Aici o persoană este plecată, poate la depărtare, poate într-o călătorie. Poate comunicați doar online. Aici ceva pe persoana aceasta o ține departe. Poate partea financiară. Poate acesta este impasul. Poate de la bani v-ați certat. Haideți să vedem ce este aici. Acțiune. Persoana va lua acțiune pentru că sunteți sufletul pereche. Aici aveți o frumusețe, doar că o indecizie, nu știe exact când să acționeze această persoană.
Poate că este plecată, poate voi sunteți departe, poate voi sunteți plecați. Persoana va lua acțiune. Între voi cornucopia. Abundență, iubire, suflete pereche, predestinate, perfecțiune. Aici, chakra numărul 6, al treilea ochi. Intuiție, percepție, clarviziune. Totul este depășit. Începeți să vedeți cu claritate sentimentele pe care le are această persoană pentru voi și persoana se gândește ce simțiți voi pentru ea. Aici voi vă iubiți și voi iubiți persoana și persoana vă iubește pe voi. Îmi place această carte a misticismului între voi, pentru că momentan niciunul dintre voi nu știe cum stă. Nici voi nu știți ce gândește persoana, nici persoana nu știe ce gândiți voi. Voi vă rugați și persoana se roagă și voi vă rugați. Între voi este o frumusețe, dar voi nici nu știți. Va veni pentru voi multă bucurie, dar încă trebuie să vă mai răspundeți la niște întrebări. Mai trebuie să învățați ceva. Aici veți fi ghidați corect. Persoana va lua acțiune și va veni către voi să vă spună că nu este ceea ce ați auzit, să vă spună că nu este o persoană falsă, să vă spună că este sinceră. Multă rugăciune aici, multă credință. Crede persoana că voi sunteți persoana potrivită și voi credeți acest lucru, doar că nu știți cum să faceți. Aici este cornucopia și yin și yang. Este un echilibru masculin-feminin total. Încă nu știți pe care parte să o luați, nici persoana nu știe cum să vină către voi să nu vă supere cu nimic. Aici, pe oricare drum o veți lua, va fi bine, dar va fi total diferit decât este în acest moment. În acest moment sunteți într-un impas. La capătul setului de cărți este ușa către spirit. Această relație vă ajută să creșteți, separat și împreună. Această relație este predestinată, este bună, este benefică. Vreau să văd și de aici niște cărți. Cornucopia și Yin și Yang. Ușa către spirit. Voi aici trebuie să vă puneți foarte multe întrebări. Persoana deja își pune multe întrebări, la multe și-a răspuns. Mai are aici un secret, mai are aici ceva de elucidat, pentru că acest misticism, voi probabil nu-i răspundeți acestei persoane, nu-i spuneți nimic sau ați blocat această persoană. V-ați detașat de această persoană, deși simțiți această persoană și o iubiți pe această persoană. Haideți să vedem. 3 de cupe, o bucurie, cum am spus, va fi aici, vor fi foarte multe lucruri. Dus, venit, între voi este o altă persoană, dar este un frate, o soră, un părinte, un job, o situație. Aveți 3 de cupe, 3 de bâte, un cavaler de bâte care se mișcă, face lucruri, un 4 de cupe, un 4 de monede și un cavaler de monede. Persoane în zodii de foc și persoane în zodii de pământ. Taur, fecioară, capricorn, leu, berbec, săgetător, la capătul setului de cărți, judecata. Un nou început care se scrie acum. Aveți aici judecata și ușa către spirit. Aici este o puritate a sufletului vostru. Voi sunteți două persoane pure, două persoane frumoase, două persoane benefice, una pentru cealaltă. Indiferent ce s-a întâmplat aici, sunteți benefice una pentru cealaltă. Da, aici este o tristețe, o ostilitate și un suflet frânt. Cred că amândoi aveți sufletele frânte din cauza unei ostilități, a unei răutăți, a unei a treia părți.
a unei situații. Poate fi o situație financiară, cum am văzut, finanțele întoarse. Poate fi un eșec într-o afacere, o pierdere. O pierdere financiară care să stea între voi. Ceva care a fost pus mai presus decât iubirea voastră. Situația se va calma, situația se va echilibra și această inimă frântă se va vindeca, pentru că după următoarea carte este victorie, este cartea succesului. Veți avea victorie asupra acestei relații, oricât de încercată ar fi fost. După se vede chakra numărul 2, acea creativitate care se vindecă și persoana, sufletul pereche, ajunge în viața ta. Aici este o doamnă care ține în mână o monedă. După se vede soarele. Este o poveste tristă cu happy end. Aici a început frumos povestea și undeva v-ați blocat, v-ați oprit, pentru că aici este un 4 de cupe și un 4 de monede. Este tot un portofel, ține în mână această doamnă, vedeți? Este vorba despre partea financiară. Ori cineva a luat ceva și a plecat și nu a vrut să se întâmple așa, dar așa s-a întâmplat. Ori aici este vorba despre un job, despre ceva care s-a pierdut, ceva care nu a fost. Lucrurile vor începe să devină la normal, pentru că prima carte este 3 de cupe, apoi este și un 3 de bâte. Veți face ca lucrurile să se întâmple bine în beneficiul vostru. Când această situație se va rezolva, persoana va veni către voi, va lua acțiune și vă va spune adevărul. Aici este un cavaler de monede. A venit mai greu această persoană, va veni mai greu, dar va veni sigur și va veni să planteze semințe noi cu voi, pentru că între voi este perfecțiune și destin, pentru că am văzut și această carte a judecății. Judecata este cartea destinului. Aduce un nou început predestinat, așa cum vreți voi să fie. Acest misticism poate fi, acest secret, aceste secrete, poate fi din cauza planului financiar. Aici ceva care nu a fost spus. Nu a ieșit aici un plan financiar, o afacere, o idee și totul a fost dat peste cap, lucrurile s-au precipitat și situația a escaladat. Vor fi rezolvate toate aceste probleme, pentru că între voi este foarte multă abundență și echilibru. La nivel energetic, între voi este frumos. La nivel fizic, este un impas. Depășiți-l, pentru că lucrurile se vor rezolva. Orice ar fi stat aici între voi, o altă persoană, o altă situație, o parte financiară, o afacere, orice. Pentru că ceva a stat între voi și acel ceva își vede de drum, pleacă mai departe. Este o ostilitate aici, o răutate pusă pe relația voastră din partea unei alte persoane și aici acea ostilitate a frânt inimi. Judecata, veți munci la repararea acestei inimi. Persoana va munci să vă scoată din această tristețe, voi veți înțelege și veți merge mână în mână cu această persoană. Aici energiile materiale se vindecă, planul material se vindecă, este un paș de monede care deblochează acest plan material. Acest nou început vine cu multă abundență, această judecată vine cu un nou destin, ceva ce a trebuit trăit de la început, doar că aici au fost obstacole. După se vede 10 de monede, o familie fericită, spre acest cămin frumos vă îndreptați. Aici este bucurie, este armonie, este bucurie deplină, este fericire. Dragilor,
voi aveți aici o relație încercată. Relația este la nivel energetic foarte frumoasă, este perfectă, este predestinată, este un destin care acum se scrie. Între voi este destinul și judecata. Ceva mai avea fiecare dintre voi de făcut și faceți aici. Am văzut și 8 de monede, am văzut și cavalerul de bâte. Vreau să văd ce va fi. Aici, dacă această relație se rupe, este păcat pentru că este o relație frumoasă care trebuie să aibă loc. Adevărul va fi spus, persoana va veni către voi, aici este cartea acțiunii și vă va spune adevărul în orice culoare va fi el. Este ghidată corect persoana să vină către voi. Nu a știut cum să acționeze, poate că ce s-a întâmplat aici v-ar fi afectat și pe voi. Și persoana nu a vrut să iasă din zona de confort, pentru că i-ar fi adus și mai multă tristețe. Aici este atracție, este Marte, este fierbinte. Nu poate sta persoana departe de voi foarte mult timp. Dacă este la distanță, va veni aproape de voi. Aici un contract trebuie să se închidă sau trebuie să se repare. După repararea acestui contract, situația dintre voi va înflori. Aici o karmă, o balanță și o justiție. Între voi se face justiție divină. Se corectează. Se depășește acel impas pentru ca destinul să poată fi împlinit. Aici se deschide comunicarea în zilele următoare. Vă sună, vă telefonează, vine către voi această persoană și vine să vă spună adevărul. Va avea loc o mare schimbare. Persoana vine către voi, poate se mută la voi, poate vă cere să vă mutați la ea. Vine și vine cu totul această persoană și se instalează. Vă trimite un mesaj și vine către voi, așa ca acest cavaler de monede. Vine cu tot ce are această persoană și vine să vă iubească cu tot sufletul. O relație încercată, dar care are un potențial nemăsurat. Este un destin, este o perfecțiune. Multă rugăciune aici văd. Voi sunteți două persoane care vă rugați să veniți înapoi împreună, ca între voi să se întâmple o minune, o magie, și această minune se va întâmpla. Haideți să vedem de aici un mesaj pentru voi. Un mesaj pentru voi. Pesimismul, nu fiți pesimiști, aveți credință. Pentru că percepția ta asupra realității devine corectă imediat ce vei înceta să anticipezi în mod pesimist. Aici nu ați crezut, nu ați dat șanse și lucrurile nu s-au întâmplat așa cum v-ați dorit, pentru că ați crezut că persoana nu vă vrea, ea a crezut că voi nu o vreți pe ea. Și lucrurile s-au precipitat. Ghidul spiritual, sunt alături de tine. Ce aștepți de la mine? Te ascult. Universul vă ascultă. Acele rugăciuni pe care voi le faceți sunt rugăciuni magice pe care Universul le aude și vă împlinește dorința. Aici aveți divinitatea. Strălucirea luminii tale interioare îți dezvăluie comorile și îți luminează adevărata față. Dragilor, intervine divinitatea, intervine destinul între voi și se clarifică totul. În zilele următoare, persoana vine către voi, vă trimite un mesaj, ajunge la voi, iar voi veți fi din nou împreună. Aici aveți un sabotaj. Nu vă autosabotați, pentru că între voi este o frumusețe, conștientizează ceea ce te face să eșuezi pentru a-ți elibera puterea creatoare. Nu vă autosabotați, aici aveți la capătul setului de cărți ușa către spirit, gândiți înalt, gândiți cu sufletul.
pentru că persoana vă iubește, voi o iubiți pe ea și între voi este un destin. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa!